E duminică dimineața, superbă. Așa, ia să pornim. Stai, Paul, că nu pot, că mă grăbesc acum. Când vin, facem, da? Vecinul meu vrea să facă întrecere. Haide, tati, dă-i. Hă? A scos toată gașca la pescuit. Se dăm o tură așa până la Olt. În dimineața asta. Să vedem dacă domnul Clean este pe acasă. Așa. Avem în după-amiaza asta, am dat frumos e afară, după care în după-amiaza asta avem parada bicicletelor în centru și trebuie să-i dăm să mergem și noi. Deci ceasul 9.46, sper să ajungem repejor. Bine că te-ai parcat și tu acolo, te-ai parcat perfect. Este absolut perfectă dimineața asta. Absolut perfectă, senin. Nici un pic de vânt. Perfect pentru un pic de pedală și pentru un pic de căutat pe domnul Clean, să vedem dacă este acasă, pe domnul Peștiuc. Am acolo în spate și două fete. Cea care mi-a dat viață și cea care, la care am contribuit să aibă viață, că nu i-am dat eu, că nu pot să nasc. Deci foarte, foarte mișto. Îi dăm. Lumea pedalează la greu acolo în spate. O duc pe maică-mea cu viteză super luminică, 32 la oră, deci e cumplit pentru ea, sunt sigur. Dar am și feeling-ul și senzația că totodată că o să-i placă. Că ne cam grăbim pentru că domnișoara mică nu s-a trezit la timp. Trebuia să ne trezim la 5 și n-a putut. Și te-a trezit pe la 9, deci na. Dar e bine, mai prindem ceva. Am o... am o bucurie maximă că am acolo în spate pe mama care merge cu 30-35 la oră fără probleme, ia să schimbăm viteza. Da. Duce cu 34-35 fără probleme și asta ador la ea pentru că înseamnă că s-a deblocat undeva acolo unde trebuie și voi putea ieși cu ea la ture lungi, ceea ce îmi doresc eu în mod deosebit, dar la ture la care nu prea ai timp de stat cu 20 la oră sau știu eu, ture la care trebuie să mergi. În altă ordine de idei, ne apropiem de Olt și dimineața a rămas mega mișto. Foarte mișto. Hai să intrăm. Facem stânga către Olt. Așa. Da, din păcate azi o zi nu foarte mișto pentru pescuit. Bine, nici nu avem la orele care trebuie. Undeva ora
13 acum, nu e niciun fel de activitate pe, apă. Da, ne-am ales cu o tură de bicicletă azi. Un grătarel. O dimineață superbă. Niciun soi de activitate. Nimic. Niente. Nothing. Da, încerc degeaba. Because activitatea este zero. Așa, mă. Nu te zvări pe-n țărâna aia, de. Încă o partidă de pescuit, de data asta cu un peștișor. Hai să-ți filmez aici opera de artă a domnișoarei mele. Da, culcușul meu. Da, este culcușul tău. Unbelievable. Bine că ai casca de protecție pe cap, că altfel eram terminați. Hai, culcuș, vino încoace, culcuș. Hai, culcuș. Hai să o întindem către casică. Hai. Hai, lasă că-l găsești aici weekendul viitor. Singura diferență între acum și weekendul viitor e că nu o să mai fii vacanță. Nasol. Da, nasol. Deci, hai. Acum, vrei să pupi camera? Da. Hai, pupă camera. Zici că pupă icoane, nu? Nu. Deci ăsta a fost gata, ho, 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 tati, gata, tati. Nu, ăsta a fost ultimul pescuit din vacanța ei de vară, că nu mai merge la școală. Și o să-i trimită tasă o poză la școală cu pescuitul, că tasă poate la școală. What? What? Păi da. Nu e corect. Why? Hai că-ți trimit poze mâine la școală, îți trimit poze pe WhatsApp de la... Da? Măcar așa, hai, de rămas da? Bun, gat, de vacanță. Gata, hai, nu, de la depărtare, nu mai pupa icoane, gata, ai cam închis camera. Termină. Termină.